Sălășan Calisghile a obținut locul întâi la Festivalul Național de Creație și Interpretare Mamaia Copiilor, ediția 2014. Alice Ghile, elevă în clasa 3-a la Liceul de Arte Ioan Sima din Zalău și membra Cercului de Muzică Ușoară de la Palatul Copiilor Zalău, a obținut locul întâi la Festivalul Național de Creație și Interpretare Mamaia Copiilor, ediția 14-a, ce s-a desfășurat la Mamaia în perioada 11-13 iulie 2014. Alice Ghile este elevă în clasa 3-a la secția de pian de la Liceul de Arte Ioan Sima, având-o ca și îndrumătoare pe profesoara Anca Monica. Reamintim că în ultima vreme Alice Ghile a reușit să obțină o mulțime de premii importante la festivalurile și concursurile la care a participat. Printre premiile obținute de interpretă, amintim locul întâi la Festivalul Național de Muzică Ușoară Ursulețul de Aur, ediția 2014, trofeul Festivalului November Music Fest, ediția din 2012 și 2013, premiul 3 la Festivalul Național de Muzică Ușoară Ursulețul de Aur, Baia Mare, 2013, trofeul Festivalului Dor de Cântec și de Joc, dar și premiul 1 la Festivalul Concurs de Cântece Populare de la Cehul Silvaniei, ediția 2011 și 2012. Cel mai recent premiu obținut de artistă a fost premiul întâi la Festivalul Internațional de Interpretare Delfinul de Aur, ediția 12-a, desfășurat la Năvodari în perioada 4-6 iulie 2014.